Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, a declarat vineri în cadrul unei vizite efectuate în pădurea Dobrovăț că sunt false știrile și fotografiile apărute în spațiul virtual referitoare la tăierea masivă a copacilor din această zonă. Sute de știri false despre pădurea Dobrovăț au inundat rețelele sociale în doar două săptămâni. Este o campanie de dezinformare de 10.000 de euro. Imagini cu o pădure defrișată din Rusia sunt prezentate ca fiind din pădurea Dobrovăț. La fel, imagini de anul trecut din munții Apuseni. Poienile și zonele pentru hrana animalelor vechi de peste 50 de ani, filmate cu drone, sunt prezentate ca zone defrișate din pădurea Dobrovăț. Zone nou împădurite în care puieții nu au apucat să înverzească sunt prezentate ca zone defrișate. O campanie bine focusată de dezinformare și propagare de atacuri la persoană, zeci de știri false împinse în online cu sute de distribuiri plătite, a declarat jurnaliștilor ministrul mediului Costel Alexe, citat de Ager Press. Oficialul susține că pe rețelele de socializare sunt zeci de postări plătite de partide politice și publicații de scandal sau promovate din paginile lor, unii în goana după rating, alții după imagine și capital politic. Specialiștii în propagandă și dezinformare au folosit până și poze din parcuri din Statele Unite ale Americii drept defrișări din România, a spus ministrul Costel Alexe. El a ținut să precizeze că planul după care s-au executat și se execută în prezent tăierile din pădurea Dobrovăț este aprobat și semnat în 2019 de fostul ministru Deneș.